Cu cele 214 goluri înscrise în 515 meciuri susținute, Ionel Danciulescu este considerat al doilea recordman român în materie de goluri marcate în activitatea sa fotbalistică. Danciulescu, care în cei peste 20 de ani de carieră de fotbalist, a fost jucător al celor de la Electroputere Craiova, Dinamo București, Hercules Alicante, echipă de Liga a doua din campionatul spaniol, Steaua și din nou Dinamo, a fost la un pas de a egala recorduri golurilor marcate de înaintașul său dinamovist Dudu Georgescu, dublă gheată de aur în anii 1975 și 1977. Începuturile în fotbal, își aduce aminte Danciulescu, i-au deschis căile către o activitate de o reală performanță. Am debutat la 16 ani și 10 luni, într-o partidă Electroputere Craiova, Universitatea Craiova. Chiar atunci am debutat la 16 ani și 10 luni. Un debut, zic eu, destul de fraged, dar care pe mine m-a ajutat enorm în cariera mea. Au fost câteva meciuri amicale. Eu cred că am fost adoptat și primit bine de prima oară, zic eu. Venit la Dinamo, fotbalistul oltean, născut pe 6 decembrie 1976 în Slatina, recunoaște că în echipa Câinilor Roșii au activat fotbaliști cărora le datorează recunoștință. Chiar dacă performanțele sale sunt notabile, mai vechi dinamoviști sunt niște uriași pentru Ionel Danciulescu. Cu siguranță eu sunt cam cel mai mic dintre ei. Asta mă face să fiu cu atât mai bucuros și mai fericit pentru realizările care le-am avut. Dar cu siguranță ei au fost colosale, au fost uriași. Din cele 215 goluri marcate de Danciulescu, unele sunt de-a dreptul extraordinare și de invidia marilor fotbaliști ai lumii. Georgian Păun, continuă Georgian Păun! Ce gol! Ce gol! Ionel Danciulescu! Chiar dacă a jucat cu o apărare de Liga a treia, iată execuția spectaculoasă! După mai bine de 20 de ani de activitate, Ionel Danciulescu și-a anunțat retragerea din cariera de fotbalist la 11 noiembrie 2013, cum nu putea părăsi definitiv Clubul Câinilor Roșii, formațiune la care a activat cea mai mare parte din viața sa sportivă. Danciulescu a devenit team managerul celor de la Dinamo.